Da, iată-ne pentru anul 2018 la deschiderea patinoarului. Ne bucurăm să vedem așa un număr mare de persoane care au venit la această inaugurare. E una dintre surprizele pe care le pregătim an de an pentru romașcani, alături de iluminatul ornamental din zona centrală pe care l-am pornit începând din această seară și care sperăm să reprezinte o atracție pentru fiecare dintre noi. Alături de această nouă surpriză, să spunem, de patinoar, care vine cu o lărgire a suprafeței pentru patinat, undeva în jur de 30 de metri pătrați suplimentar, și gândind ca pentru anul viitor această suprafață să fie și mai mare, practic de la an la an să aducem noi îmbunătățiri pentru activitatea pe care o desfășurăm la nivelul municipiului Roman. În cele ce urmează, până pe data de 13 ianuarie, vă așteptăm pe toți romașcanii să ne distrăm aici, pe patinoarul din Roman, acolo unde cu siguranță voi fi prezent și eu în mai multe rânduri. Sunt un admirator al sportului, îmi place să fac sport și încurajez în primul rând tinerii, copiii, să vină și să facă sport în aer liber, chiar dacă temperaturile sunt puțin mai ridicate sau mai scăzute din punct de vedere al gradelor cu minus. Sunt convins că putem să ne bucurăm cu toții de ceea ce putem oferi romașcanilor aici la România.